Salutare, sunt Greuceanu și în următoarele 15 minute o să aflăm împreună ce este Road Redemption. Întâi de toate, trebuie să vă spun că mi-am spus de 1000 de ori nu am să mai cumpăr jocuri la Early Access. Nu pentru că nu aș avea încredere în jocul respectiv, ci pentru simplu fapt că multe dintre încercările pe care le-am avut până acum cu jocuri Early Access, hai să spunem că nu au fost dintre cele mai fericite. Că jocul nu s-a dovedit a fi în perioada de Early Alpha sau Beta s-a dovedit a fi ceea ce mă așteptam. Însă, când vorbim de Road Redemption, Doamne, îmi este efectiv greu să fac review, este mult prea fan. Da, haideți să mergem în urmă cu câțiva ani când eram în liceu și eu mă jucam pe Sega. Pe Sega exista un joc care se numea Road Trash. Și acest joc era absolut minunat pentru un adolescent ca mine, pentru că îmi dădea posibilitatea să fac ceva ce nu mai făcusem până atunci într-un joc cu motociclete. Și anume să-mi scot bâta sau să împing cu piciorul pe cel care concura alături de mine. Iată că nu sunt singurul care a avut această nostalgie și o mânuță de oameni au zis: hei, de ce nu am face noi din nou clasicul Road Rash, de această dată 3D, și să stârnim vechile amintiri. Iată că acești băieți s-au mobilizat și au făcut acest joc, Road Redemption, care are la bază gameplay-ul din Road Rash, fost sacat de către cei de la Sega, și în care tot ce ai de făcut este să traversezi America în campanie, să traversezi America de la un capăt la celălalt, să concurezi cu alți motocicliști, dar în posibilitatea să îi scoți din curță. Iată cum a murit Greuceanu. Și eu am și niște ideea este simplă. Trebuie să ajungi la finish primul, ori prin skillurile tale de wow, ori prin skillurile tale de motociclist sau prin skillurile tale de bătăuș. Momentan eu am o bută de baseball cu care pot să dau în stânga și în dreapta, iată vine și poliția. Faci puncte în măsură ce ai scos din cursă cei cu care concurezi și poți să joci murdar. Este un joc care nu are cum să nu-ți placă, mai ales dacă ai jucat Road Rash în trecut. Dacă nu ai jucat, pentru jucătorii mai tineri, iată atât de simplu este gameplay-ul și atât de plăcut. Ok, beat the rival gang members to the waypoint. Ok, pot să-mi investesc niște puncte în... Ok, hai să vedem, beef jerky, mi-am luat niște beef jerky ca să-mi crească înapoi sănătatea, că am primit niște capace în timp ce conduceam. Ok. Iată, avem o lopată și chiar și un muzi. Ok, hai să încercăm cu acest BAM! Cum să nu-ți placă un joc de acest gen? Sincer, am. Sincer. Bine, în realitate ar fi absolut macabru să vezi cum un motociclist se comportă astfel. Dar de aceea există jocurile video. Și de aceea în jocurile video poți să faci chestii pe care nu le faci în mod normal. Pentru că, hai să fim serioși, câți dintre noi nu am omorât? Așa-i? La viața noastră am omorât de toate. Am omorât și zombies, am omorât și monștri. Dar de ce să nu fiu sincer, am omorât și polițiști și am omorât o groază de oameni pentru care ar fi trebuit, de fapt, să fim la închisoare acum pentru faptele pe care le-am săvârșit cu jocul. Și iată, în jocul de față, suntem un motociclist fost, de fapt, de mari, cu o lopată în mână sau cu o sabie sau cu o bătălie de baseball. Și putem să ne desfășurăm în cel mai frumos mod putin.
ai posibilitatea de grab. Încerc să prind unul de grab. Ia vreau în pace. Iată, îl țineam de gât și l-am băgat într-o mașină. Acest joc, momentan, nu are multiplayer pentru că de-abia i-au dat drumul peste, este în early access. Cum spuneam, la bun început, dar în momentul în care o să fie multiplayerul activ, o da, o da, o să fie, îți poate prietenii. O să fie minunat. Da, jocul m-a prins încă de când am pus mâna pe el. Are mecanica de joc atât de simplă, pur și simplu îți controlezi motocicleta din WASD, iar pentru a-ți înlătura oponenții, tot ce ai de făcut este să apeși click stânga dacă vrei să dai în stânga și click dreapta pe tot, a lovit în dreapta. Dacă apeși de două ori asta W, o să poți folosi un NOS, asta în cazul în care îl ai, eu nu mai am. Pentru că, pe măsură ce fac hei, m-am lopat. Oh, dar am o bută de baseball cu cuie, eh? Nu, nu mai azi. Și momentan sunt pe locul 3. Ok. Urmărește și poliția, sângerezi, e tot în regulă. Da, dragilor, deci rău vedem ce este un joc pe care trebuie să-l aveți în vedere. Eu l-am văzut, înainte de a pleca în concediu, l-am văzut pe... Igala, Indicia. Hei, 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 hei. Ce cam faci, mă? L-am văzut pe Indicala și am zis, oh my god, nu pot să cred că o să apară jocul ăsta. Oh. Și da, iată. Începând de vineri, el este disponibil pe Steam la €20. N-am vândut ce am avut de vândut din market și mi l-am cumpărat. Da, este absolut fabulos. Deja mă simt acel licean care dădea cu poftă în ceilalți motocicliști încercând să ajungă din punctul A în punctul B, dar nu înainte de a-și căsăpi rivali. Ok. Haideți să vedem arme noi. Da, avem o țeavă. O țeavă. O, oh, dar nu mai am viață. Ui! Oh. Da, nu trebuie să te... să te diferenți doar de ceilalți motocicliști, ci și de traficul care îți poate cauza foarte violentă. Așa cum văd. Oh! Am văzut și... halebardă, țineți-vă. Luceanul are o halebardă. Poliție. Dar este fabulos, fabulos, vă zic. Ok, mai am un pic de viață. O fărâmiță de viață. Și... sper să nu mai... Okay. Poliția! Wow, 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 wow. Ce agresiv, ce AI agresiv, nu cred, doamne. Wow, 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 wow. Da, componenta multiplayer o să fie absolut delicioasă. Eu deja am câțiva prieteni care nu au luat cu... sincer, abia aștept să-l jucăm. O să urmeze un... nu un 15 minute, ci un special cu Road Redemption. Dacă nu cel mai bun joc motocicletă pe care l-am jucat ever, dar haideți să nu fiu, să nu-i neîndreptățesc la Golden Trials, al căror joc a fost foarte mult, și consider de altfel, pe el îl consideram de altfel cel mai bun joc motocicletă, asta după ce am văzut ce poate să mă ofere față de... Okay. Asta când am văzut ce poate să mă ofere față de Trials. Mie personal mi-a plăcut mai mult Urban Trials, jocul făcut de polonez și jocul pentru care am făcut 15 minute și pe care îl puteți găsi pe canalul meu. Dar Road Redemption, hello, mă duce mult prea în spate, mă duce în copilărie și e un sentiment mult prea plăcut. Dar spuneam, nu musai să-l fi jucat în trecut. Ideea e atât de simplă și de faină încât n-are cum să nu te prindă.
Hello. Este ca atunci când a apărut Carmageddon și, nu știu, părinții vedeau pe copil călcând oameni pe stradă, rupându-i în bucăți și el bucurându-se. Și părinții ziceau, oh, doamne, copilul nu este acolo, doamne, cum poate să joace asemenea lucruri? E bine, copilul se simțea foarte bine în acel moment, jucând Carmageddon. Îi plăcea să facă mayhem, îi plăcea să distrugă, să omoare cât mai crud cu putință. E, același lucru se întâmplă și în Road Redemption. E nice să joci un joc cu mașini sau cu motociclete, dar dacă nu ai și componenta asta în care poți să cauzezi un mayhem total, la un moment dat, nu știu, se stinge pasiunea pentru acel joc și o să treci mai departe la jocul următor. E, cred că jocul ăsta are acel ceva care te va face să revii. Să zicem că dai peste un noul Skyrim, nu știu, apare un joc gen Skyrim și te ține cu zilele în el. La un moment dat o să-ți zici, hei, am chef să mă duc să citesc niște capete, să-ți fac niște lucruri. Și în momentul ăla, dacă ai Road Redemption în lista ta de jocuri, cu siguranță o să fii cel care va deschide și își va face de gând un joc de cel gen. De ce nu? Este o plăcere să se facă asta. E mult prea plăcut să poți să vezi un motociclist care merge, vrea să ajungă în punctul B ca și tine și tu să ai posibilitatea să scoți o bâtă de baseball, o sabie, o lopată și să-l scoți din cursă. Este absolut minunat. Sau cel puțin așa cred eu. Vă dau take out the trash. Ok. Vă dau posibilitatea să-mi spuneți că nu este așa. Puteți să-mi spuneți treaba asta în secțiunea comments și să-mi spuneți, Greucea, nu ești bolnav, doar tu simți treaba asta. Nu mi se pare absolut deloc un joc fun. Dar nu cred că o să fie multe răspunsuri de acest gen. Pentru că, let's face it, oricui îi place să aibă astfel de plăceri vinovate. Ok? Și, wow, pe parte. Să nu-ți placă shiver-ii pe motocicletă. Oh, da, este absolut minunat. Hello. Woohoo! Da, acest joc este Early Access. Cum spuneam, mi se pare un joc care arată de Early Access. Bine, o să trebuiască să-l mai polișeze aici colo, dar eu zic că arată bine și se comportă absolut. Ce lipsesc în acest moment este componenta multe. Ok, haideți să... Am vorbit destul despre joc. E momentul! E momentul să scoatem o creată în cursă asta dacă nu fac un singur damage. Iată, în sfârșit, un joc cu Greuceanu pe motocicletă. Oh, da. Este ceea ce am așteptat de câțiva ani în face. Să apară jocul în care Greuceanu este pe motocicletă. Dar nu-i Paloșul. Trebuie să găsesc un Paloș. Nu, no, serios. Chiar există. Am avut o sabie într-un joc. Ideea că armele pe care le ai în timpul jocului sunt random. Ori le furi de la cei cu care te treci și cei pe care eu mor, ori ți le iei tu. Și în acest moment, această bâtă de baseball cu cuie pe care o am... Hei. Uite ce m-am agățat! N-am nicio idee, nu cred că... Da, această cursă, dar este fun. Ok, să vedem cine mai pică. În acest mod sunt... în acest video am intrat în campanie și încerc să ajung din Los Angeles în New York. Și am făcut până acum două ore așa, însă cred că sunt undeva prin Texas. Deci, dacă vreți, are ideea de for speed the run. The run aveai story-ul ăsta în care erai un tip care trebuia să facă diverse curse plecând din din vestul statelor Unite.
Cam asta se pare că este. Dar iată că cele 15 minute s-au scurs pe nesimțite din punctul meu de vedere. Am distrat grozav. Sper că și voi și cu viitoare vă recomand să puneți mâna pe un demo pe... N-am zis pirateria, dar nu încurajez pirateria. Poate reușim să vin pe Steam și jucăm pe una? Nu știu, poate. Oricum, până data viitoare, Greuceanu, over and out. Greuceanu! Pe lume n-are pereche. Fiarlii știu de frică. Smeii locolesc balaurii, intră în pământ când îl simt. Iar zgripsoroi fug de mănâncă pământul. Greuceanu! Cine n-a auzit de el?